0734353535 este numărul la care, dacă sunați, puteți să câștigați un coș cu bunătăți de la Panifcom. Vă spuneam că avem concurs în perioada 12-16 octombrie 2020, între 9:30 și 10, dar câteodată și între 9 și 9 jumătate. Depinde cum ne simțim. Da, da, da. Dacă ne simțim, Miruna nu se simte niciodată, așa că vă dați seama. Da, da, da. N-are și George nu se simțea, era nesimțit, așa că s-a îmbrăcat așa conform planului. Dar n-aveam simțurile la mine, dar n-aveam coronavirus. Oricum trebuia să facem azi niște poze și el nu s-a îmbrăcat conform planului, așa că l-au rezolvat cei de la Panifcom. Știi cum se cheamă oamenii cu multe idei ca tine? Nu, da, vreau să, l-am să-ți spun după. Hai că m-am prins, mai greu, dar m-am prins. Aia, doamna Miruna, doamna mama lui Miruna, să-i dați ăsta, lapte bătut când, ca să se prindă. Bun, da. Pe 16 octombrie este ziua internațională a pâinii, astfel că în această săptămână Panifcom vă invită să participați la concursul cu premii Poftește și ziua pâinii sărbătorește. Cel mai important lucru e că chiar acum ne puteți suna la 0734353535. Încă o dată, încă o dată să înțeleagă lumea. 0734353535. Vorbim despre pâinea lui Ștefan de la Panifcom, care este o specialitate plămădită după metoda tradițională cu maia și cu multă dragoste. Și cum nu-i deșagă cu maiaua, aceasta se lasă o zi întreagă la fermentat. Așa se face că pâinea lui Ștefan... Stai că ăstea sunt oamenii nerăbdători. Rămâneți puțin că mai am de citit din text, doamnă sau domnul. Deci reiau că mi-a stricat feng shui. Pâinea lui Ștefan de la Panifcom este o specialitate plămădită... De acum sunați după ce termin de... Da, plămădită, da, după metoda tradițională cu maia și multă dragoste. Dacă nu citesc asta, nu mai iau 25% din salariu. Și cum nu-i deșagă cu maiaua, aceasta se lasă o zi întreagă la fermentat. Aici a mai fost. Așa se face că pâinea lui Ștefan se prepară în 26 de ore de muncă, pasiune și dedicare de către 6 oameni iscusiți. Da. Pâinea lui Ștefan are savoarea și căldura unei bunătăți care umple casa de amintiri curate și păstrează gustul autentic al pâinii coapte în vatra bunicilor, precum și aroma dulce acrișoară de cocă tihnită pusă la dospit sub un ștergar de pânză albă, precum o comoară de preț. Bravo. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine avem plăcerea să vorbim în această dimineață? Butnarul Mihaela din Iași. Sărut mâna, doamnă. Puține emoții simt în glasul său. Da, sigur. Am înțeles. Întrebarea zilei astăzi, marți 13 octombrie, care este ziua dumneavoastră norocoasă: ce gust sau aromă are pâinea lui Maia, lui Ștefan, plămădită cu maia? Maia, mâna. Dulce, puțin, acri, cum? Acrișoară. A, stai, dulce, acrișoară. Ați ghicit. Doamnă, felicitări, ați câștigat un coș cu bunătăți de la Panifcom. Rămâneți în telefon, colegii noi de la Vastula Departament Marketing or să vă preia ca să povestească cu dumneavoastră. Încă o dată, numele? A plecat, a luat premiul, nu mai, de acum nu mai vorbim. Mulțumim frumos! Da, așa am să fac și eu, de-acum iau salariul, prima săptămână nu mai vin. Da, bună dimineața, revenim! Bună dimineața! Mesaj de interes public. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă.